Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici două silver, cu 146 de gold, Goblin Hunt și Royal Delivery. Încă un silver chest cu 151 de gold, Elixir Collector și Barbarians. Ok, mai avem aici un golden chest care are 539 de gold, Fire Spirits, Royal Delivery, Goblin Cage și Flying Machine. Ok, și mai avem un Crown Chest. Hai să vedem ce găsim aici. Avem 1000 și ceva de gold, 4 gemuri, Skeleton Dragons, Royal Delivery, Bowler, Furnace și cam atât. Bun. Am mică problemă cu internetul. Văd că e ok Wi-Fi-ul. Da, și hai să vedem, în clan avem ceva de donat, niște elite barbari. Băi, și în episodul de azi aș vrea să ajungem la acest reward. Practic avem nevoie de o victorie ca să ne luăm aceste 40 de gemuri, așa că vom începe cu un match de 1v1 în arenă. Bun, o să punem... Punem Tesla în centru. Trimitem o mini pack pe partea stângă. Să pun și Valkyra în față. Mai bine trimit Hog-ul și vom da un freeze aici. Să dăm și un Arrows. Și hai să vedem, nu cred că a fost cea mai inspirată alegere. Dar scăpăm aici de mini P.E.K.K.A. Să scăpăm și de... Da, Mega Knight-ul s-a dus pe turn. Ne dă câteva hituri acolo. Probabil va duce turnul în 2000 de hit points. Și are un mic avantaj până în acest moment. Ok. Dar îl facem să arunce un fireball acolo, ceea ce ne dă nou un elixir avantaj de câteva elixir. Hai să începem din nou cu Valkyra. Are fire, cred că acolo nu prea avem cum să scăpăm doar cu un Arrows, dar nu știu dacă merită. Așa că vom da un freeze. Și prefera să prindem și... Exact. Și Mega Knight-ul. Ok, punem Tesla. Și o să ne dea probabil câteva hituri și cu Mini P.E.K.K.A. Foarte posibil să pierdem turnul din partea stângă. Și stăm destul de rău până în acest moment. Trimitem Hog-ul. Și voi da și un Arrows aici. Da, din păcate nu scăpăm de mini P.E.K.K.A. Dar hai să punem Tesla. Și va trebui să dăm un atac puternic. Nu știu ce vom folosi. Probabil Hog-ul plus Freeze. Încă un hit, dacă ar fi reușit încă un hit, mini P.E.K.K.A. ar fi fost excelent, Hog-ul de fapt. Dar încă suntem în match. Bun, scăpăm aici de Hog. Dar el are un avantaj destul de mare, mai ales că ne-a lovit destul de puternic și în turnul din centru. Ok. Sper să pună peții perfect. Ok, va trimite probabil și am trimis Hog-ul, dar va trimite acum. Fără îndoială. Ok.
Oh, și reușești acolo două hituri. Ah, nu știu cum vom ieși din acest atac. Să punem Valkyra aici. Punem și arcașele în partea de jos. Și hai să rezistăm cu turnul. Da, slabe șanse să mai obținem o victorie în acest match. Dar hai să vedem totuși, poate avem o șansă. Da, am pierdut. Bă, era destul de greu să ne mai redresăm. Dar hai să dăm încă un meci. Eu sper să obținem victoria. Avem nevoie acum, cred că, de două victorii, da, ca să ajungem la acel reward. Ok, și avem un adversar de level 11. Băi, știți părerea mea, ăștia de level mic sunt periculoși. Adică dacă e level mare și piși cu unul de level mic, clar tipul ăla e bun. Punem și Valkyra aici. Dar până acum stăm destul de bine în acest început de meci. O să dau și un Eros aici. Și vom pune Tesla să scăpăm de acea Valkyra. La doar 500 de hit points am reușit să-i dăm damage. Trimite acum un Wizard pe care îl vom scoate cu racheta. Ok. Și mai dăm acolo în jur de 500, cred că 535 damage. Acum trimite Fire Spirits, pune Furnace-ul. Și destul de dificil să ne opunem acestor Fire Spirite. Tesla era excelentă pentru asta. Să punem aici un mini P.E.K.K.A. și voi pune Valkyra pe Witch. Ok, vom da și un Freeze aici. Am un Freeze care vine foarte târziu. Foarte târziu vine acest Freeze și ne costă turnul, din păcate. Da, vedeți? Fix ce vă spuneam, cei de level mic sunt mai periculoși decât cei de level mare. Da, probabil și cu acel freeze, dacă ar veni la timp, tot aveam probleme. A avut push-ul foarte, foarte bun. Să punem aici arcașele. Trimitem Valkyra în față. Să trimitem și Hog-ul. Aici va pune... Exact. Mega Knight-ul pe... Sincer, aș fi așteptat să prind toate trupele pe pod acolo, undeva. Da, și clar, nu avem nicio șansă să câștigăm acest match. Deja a rămas foarte puțin timp din match, ca să ne mai gândim la întoarce acest rezultat. Încercăm un ultim atac. Poate totuși cu freeze și cu rachetă, dar nu mai e timp deloc. Bun. Da, pierdem al doilea match. Băi, n-am mai făcut de mult un episod în care pierdem așa pe linie două meciuri. În arenă, cel puțin. În challenge-ul s-a mai întâmplat, că acolo e altă treabă. Bun. Încercăm și a treia oară. Trimitem aici un mini P.E.K.K.A. Băi, avem adversar, iar level 12. Deci mai slab decât ar fi trebuit în mod normal. Trimitem aici Hog-ul. Hai să dăm și un freeze. Bun. Și reușim să-i dăm destul de mult damage pe turnul din dreapta. Scăpăm aici și de balon.
ou și pune, face cadou 4 elixir. Pune acel friz gratuit. Oricum am fi avut Eros în caz că ar fi prins, ar fi rămas în viață balonul și ar fi venit spre turnul din ea. Bun, hai să uităm Valkyria. Să punem și arcașele undeva în spatele ei. Ok, și aici vom da o rachetă pe Valkyria și pe Inferno Dragon. Ok, și am mutat atacul pe partea stângă. Deși el a pus aici un Mega Knight. Un Mega Knight care ajunge pe turn și reușește câteva hituri destul de bune. Da, cam ce am câștigat pe partea stângă ne-a dat el pe partea dreaptă. Bun, Mini Pekka va lovi o singură dată turnul. Da, și va trebui să ne apărăm de acest muschetiră. Avem Tesla, care face față cu brio acestui mini-atac. Bun, a pus acolo Valkyria și pune arcașele pe centru să se împartă în ambele direcții. Și vom mai trimite aici Ok, prindem toate cele trei trupe cu acea rachetă. Și mai sunt 24 de secunde din acest meci. Ok, vom da și noi un freeze aici pe balon. Și hai să-i dăm jos și ulti și al doilea turn. Să obținem astfel un 2 crown, practic, da, 2 crownuri. Hai să vedem. Ok, primim 29 de trofee, un golden chest și ceva gold. Insuficient din păcate pentru a ajunge la acest reward, dar cu încă o victorie vom reuși. Trebuie doar să câștigăm din prima. Bun, și haideți să trimitem arcașele. Trimitem în dreapta să se ocupe de acel mega minion. Nu dă un spell, mă așteptam să dea acolo ceva, fie Eros, fie Zep. Zep n-avea sens, dar loc ar fi putut. Bun, dăm ceva damage în dreapta, dar nu e wow. Ok, scăpăm aici de Wizard și vom aștepta să ajungă cu trupele în jumătatea noastră. Pregătim Tesla. Muschetirul vom scoate cu Mini Pekka. Sau nu. Hai să scoatem cu Tesla și rămânem cu avantaj de elixir. Avem, cred, 4 sau 5 elixir în fața lui. Și vom porni la atac. Nu o să dăm rachetă, o să folosim frizul să scăpăm în schimb de acei scheletani mici. Scapă și de Wizard. Și da, eu zic că e destul de bine. E destul de bine acest atac, deal-ul pe care l-am făcut practic cu el. Dar nu o să dăm racheta, o să păstrăm în continuare avantajul de elixir, pentru că am văzut că Tesla e destul de bună pentru cele două trupe. Uite, o să dăm și un Eros ca să ne asigurăm că nu luăm deloc damage pe ea. Bun, am rămas un minut din acest meci și suntem din ce în ce mai aproape de o nouă victorie. Hai să trimitem aici arcașele, să trimitem și Mini Pekka și voi pune Valkyria pe Witch. Bun, dăm și un freeze aici. Aș da sincer și racheta, dar nu cred că mai e necesar. Da, am avut dreptate.
Hai să vedem cum ne ocupăm de acest atac. Bun, excelent până în acest moment. Mareș Hogul sau l-a pus deja, nu cred că l-a pus. Practic trebuie să mai rezistăm 15 secunde din acest match. Hai să vedem. Punem și o Tesla să ne asigurăm că nu se întâmplă vreo surpriză și obținem victoria necesară pentru a ajunge la acel săculeț cu gemuri. 40 de gemuri erau acolo, dacă nu mă înșel. Haideți să vedem. Bun. Da, strângem suficiente trofee. Avem 5230 de trofee și putem să ne luăm cele 40 de gemuri. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.